Israelul introduce doza a patra de vaccin și pentru persoanele de peste 60 de ani. Al doilea booster va fi administrat și pentru personalul medical. Premierul israelian spune că noua doză oferă un strat de protecție în plus. Asta în condițiile în care în Israel s-a înregistrat un nou record de infectări astăzi, peste 6.500 de persoane. והערב אני מודיע שמנכ״ל משרד הבריאות, פרופסור נחמן אש, עדכן אותי ואת שר הבריאות ניצן הורוביץ לפני שעה קלה על החלטתו לאפשר מתן חיסון רביעי למבוגרים מעל גיל 60 ולצוותים רפואיים לאחר שעברו 4 חודשים לפחות ממועד החיסון הקודם. Dacă în Israel se extinde vaccinarea cu a patra doză, în România lucrurile se mișcă la fel de greu. Despre acest subiect vorbesc cu medicul infecționist Ana Maria Dobrotă. Bună ziua! Cât de eficientă este această a patra doză de vaccin pentru sistemul nostru imunitar? Și are rostul ei. Trebuie să înțelegem că ne dorim să avem o acoperire și o acțiune a vaccinului cât mai îndelungată. Nu putem să oprim în pandemie, putem doar să intervenim cu toate mijloacele de protecție de la, și profilaxie, de la vaccin, la purtarea măștii, la igiena mâinilor și distanțare. Și fiecare parte și are rolul ei în a scădea din numărul de cazuri și din formele grave. Vedem că se extinde numărul necesar de doze pentru protecția împotriva virusului. La ce să ne așteptăm în viitor? Va deveni acest vaccin un fel de vaccin antigripal? Există această posibilitate, este chiar foarte mare. În timp, clar, va fi nevoie de doze la un interval mai mare, în funcție și de răspunsul general al populației și din acest motiv trebuie să urmărim constant care este eficiența tipurilor de vaccinuri pe care le avem, astfel încât să găsim soluția cea mai bună și ca timp de administrare, și ca costuri, și ca ușurință de a avea vaccinul disponibil la pacienți cât mai repede. În Israel a fost depistat și un caz rar de COVID-19 combinat cu gripă. Cum face față organismul în acest caz? Ar trebui să ne așteptăm sau auzim despre cazuri de acest gen mai des, ținând cont că și la noi va începe în curând sezonul gripal? De obicei, sunt foarte rare orice suprapunere de infecții virale. Clar, organismele care au și alte probleme de sănătate și care nu mai au aceeași capacitate de apărare am putea să găsim această situație. Răspunsul și rezistența fiecăruia depinde de organismul în sine și nu putem face decât să îl monitorizăm, să intervenim cu medicamente în momentul în care este necesar și să încercăm să luptăm și să susținem organismul respectiv. Vă mulțumesc foarte mult pentru informații.